Pe un câmp din cartierul Drăgoieni zac cadavrele aproape 100 de câini. Inspectorii sanitari veterinari au mers la fața locului și au ridicat mai multe probe. Urmează să recoltăm probe pentru analize de laborator, iar cadavrele va trebui să fie colectate de serviciul de ecarisare al primăriei. În acest sens îi vom sesiza și pe dânsii. Va fi destul de greu de stabilit cine este vinovat de moartea acestor animale. Serviciul de ecarisaj din cadrul edilitară publică va aduna zecile de cadavre pentru a înlătura pericolul unor epidemii. Cei de la Direcția Sanitar-Veterinară nu au putut stabili dacă animalele au murit prin împușcare sau otrăvire, din cauza gradului avansat de putrefacție. Având în vedere că cadavrele se află într-o stare avansată de putrefacție, e destul de greu de stabilit. Încercăm să găsim un cadavru de la care se pot recolta probe. Asociațiile de protecție animalelor s-au sesizat la rândul lor și cer o anchetă pentru a afla cine se face vinovat pentru omorârea animalelor. Nu este exclus ca acestea să provină dintr-o comună învecinată municipiului.